Prin ordonanța de urgență numărul 26 pe 2019, guvernul a adus o serie de modificări mai multor acte normative care fac referire la drepturile zilierilor în câmpul muncii și domeniile în care aceștia pot fi angajați. Ordonanța vine ca o veste bună pentru fermierii din mai multe sectoare agricole care se plângeau că nu există un cadru legal pentru angajarea de muncitori sezonieri. Prin modificarea ordonanței de urgență, începând cu data de 1 mai 2019, se extind categoriile de activități ce pot fi executate de către zilieri. Noile domenii în care pot fi angajați zilierii sunt activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, grupa 823. Creșterea și reproducția animalelor semidomestice și a altor animale, clasa 0149. Activități de alimentație pentru evenimente, diviziunea 5621, dar și alte activități din domeniul non-agricol. Se păstrează dreptul de a fi încadrat zilier din domeniul agricultură, diviziunea 01, silvicultură, diviziunea 02, piscicultură, diviziunea 01, 3. Niciun zilier nu are dreptul să presteze activități mai mult de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic la același beneficiar. De la data de 20 decembrie 2019 se înființează registrul electronic de evidența zilierilor ținut de inspecția muncii. Prin ordin al ministrului muncii, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului, se va adopta procedura efectivă de înscriere în acest registru. Veniturile realizate de zilier urmează următoarea procedură de fiscalizare. Sunt supuse Impozitului pe venit un procent de 10% și contribuție la asigurările sociale pensii cu procentul de 25%.